Deși suntem în post, târgurile tradiționale sunt la mare căutare. Un astfel de târg cu bucate alese se desfășoară în acest weekend și în Parcul Iore din capitală. E acolo Cornel Chitucea și ne aduce detaliile. Bună ziua, Cornel! Care e atmosfera? Bună ziua, Andreea, bun găsit doamnelor și domnilor, atmosfera este de sărbătoare și ce vreau să vă aduc în vedere este faptul că mirosul se simte încă de la intrarea în parc, pentru că vorbim despre un târg de tradiție, sunt aici bucate aduse din mai multe corțuri ale țării și sunt atât pentru cei care țin post și bineînțeles pentru cei mai gurmanți care au ales să nu țină postul Paștelui anul acesta. Vă invit să vedem care sunt bucatele care vă așteaptă aici la târgul Ior din capitală. Avem aici alături de noi bucătărese care le-au pregătit chiar dânsele pentru dumneavoastră. Bună ziua, mulțumim tare mult pentru intervenție. Cu ce așteptați pe oamenii astăzi aici? Așteptăm bucureștenii să vină în Parcul Iore din capitală cu mucenici moldovenești, că joi a fost ziua lui, pentru cine ține post. Apoi, pentru cei care nu țin post, avem palembru cu brânză dulce, cu brânză sărată, alivenci moldovenești. Iarăși ne întoarcem la cei care țin post, plăcinte cu mere, plăcinte cu dovleac, gogoș, langoș, pentru toate gusturile, ca să zic așa. Mulțumim tare mult, doamnelor, domnilor, pentru că vorbim nu doar despre cei care țin postul Paștelui, ci și despre cei care aleg să consume carne în această perioadă. Alături de noi este renumitul deja Nicolae Ciobanul, care a venit astăzi aici în Parcul Ior pentru a îi aștepta pe bucureșteni, bineînțeles, cu cele mai proaspete mâncăruri. Bună ziua, mulțumim și dumneavoastră pentru intervenție. Cu ce așteptați pe oameni aici? Bună ziua, uite, suntem aici în Parcul Ior, în București, lângă Bisericuța Maramureșancă. Ne așteptăm un număr cât mai mare să vină. Avem mâncăruri de post, fasole de post, avem și varză călită de post, plăcinte cu varză, cu cartofi de post și apoi avem cu carne, cârnați făcut la bardă la grătar, mititei, ceafă de porc la grătar, pastramă de berbecuți, cârnăciori picanți, vișlii de oaie cu porc, cârnați normal, ciolan presat, ciolan cu os pentru fasole, brânzeturi, ne așteptăm un număr cât mai mare să vină să guste produsele noastre. Să cumpere, că nu se, măcar să guste. Pentru a ști cei de acasă, unde să vină mai exact și până când vă găsesc? Până la ce oră pot veni bucureștenii să vă viziteze? Ne aflăm în Parcul Iore, lângă Bisericuța Maramureșancă, până mâine seară la ora 22. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Andreea, doamnelor și domnilor, vedeți că aici ceaunele sfârâie încă de la primele ore ale dimineții, pentru că bucureștenii vin și gustă, măcar dacă nu aleg să ia și acasă, deși am văzut că sunt oameni care aleg să cumpere măcar pentru aceste zile de sărbătoare ceva de aici din târg și să le ducă și celor dragi acasă. Vedeți că produsele sunt diverse, de la cei vă spuneam, cei care țin post, până la cei care aleg să mănânce și carne în această perioadă.